Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis că atunci când incidența acumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare sau egală de 1,5 la 1000 de locuitori, comitetele județene pot decide restricționarea activităților restaurantelor și cafenelelor. Această măsură vizează și restaurantele și cafenelele din interiorul hotelurilor și pensiunilor, precum și activitatea sălilor de jocuri de noroc. Forțele de ordine constituite din polițiști, jandarmi și polițiști locali au efectuat în continuare acțiuni privind ordinea și siguranța publică, în contextul prevenirii și combaterii răspândirii noului coronavirus, cât și pentru descurajarea faptelor de natură contravențională. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu al județului Călăraș efectuează zilnic acțiuni de informare preventivă în localitățile județului, iar cadrele Inspecției de Prevenire desfășoară activități de îndrumare și control la operatorii economici și instituții publice în vederea respectării măsurilor prevăzute de lege. Cetățenii sunt rugați să respecte măsurile stabilite de autorități și de specialiști în perioada stării de alertă, precum distanțarea fizică, evitarea aglomerațiilor, igienizarea și dezinfectarea frecventă a mâinilor și purtarea mijloacelor de protecție individuală, măsuri necesare pentru a proteja sănătatea tuturor. În data de 9 decembrie 2020, situația epidemiologică la nivelul județului călăraș era următoare. De la începutul pandemiei au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus 5.092 de cazuri, dintre care 1.127 sunt active în momentul de față și 602 au fost declarate vindecate. În carantină la domiciliu se află 1.259 de persoane, iar 615 persoane sunt în izolare la domiciliu și 70 de persoane în izolare instituționalizată. Localitățile din județul Călăraș care înregistrează în momentul de față cea mai mare incidență la mie de locuitori sunt următoarele. Grădiștea cu 5,07, municipiul Călăraș cu 5, municipiul Oltenița cu 4,63, comuna Cuzavodă 4,50 și comuna Modelu 4,21.